Astăzi, Curtea Constituțională a examinat sesizarea grupului Ghimpu cu privire la legalitatea extinderii împuternicirilor premierului interimar. Autorul sesizării, Valeriu Munteanu, a solicitat curții să examineze și cele două decrete și hotărârea de guvern din 16 mai, prin care au fost demiși cei trei liberali. În opinia lui Munteanu, aceste decizii ar fi în disonanță cu legea supremă. Și respectiv solicităm verificarea controlul constituționalității decretului președintelui Republicii Moldova privind revocarea din funcție a viceprim-ministrului Mihai Moldovanu și a decretului privind revocarea ministrului transportului și infrastructurii drumurilor Anatol Șălaru, adoptate ieri și respectiv publicate astăzi în Monitor Oficial numărul 114, acte care au fost adoptate în baza modificărilor pe care noi astăzi le contestăm. La rândul său, juristul Parlamentului, Ion Creangă, a declarat că această solicitare a PL este inoportună, deoarece Curtea Constituțională nu poate examina acte ce țin de numirea în funcție a demnitarilor publici, care sunt decizii strict politice. Aceeași opinie a fost exprimată de ministrul în exercițiu al justiției, Oleg Efrim, care a propus respingerea solicitării suplimentare a PL. În opinia acestuia, codul jurisdicției constituționale prevede exigențe față de sesizările depuse la Curtea Constituțională, iar un demers verbal fără prezența reprezentanților președinției nu poate fi acceptat. Și chiar dacă Curtea va decide că îi admite spre examinare sesizare privind controlul constituționalităților acestor trei acte, consider că este necesar ca toate părțile să aibă timp suficient pentru a se expune, astfel pregătindu-se sau respectându-se principiul veritatea armelor procese. Judecătorii curții, despre care se vorbește tot mai insistent că sunt controlați de către democratul Plahotniuc, nu au luat în calcul argumentele ministrului și au acceptat demersurile liberalilor. După deliberări, judecătorii curții constituționale au anunțat că hotărârea pe marginea sesizării va fi anunțată mâine. Liberalii nu sunt la prima experiență de acest gen. La 22 aprilie, când Curtea Constituțională a examinat constituționalitatea rămânerii lui Vlad Filat în funcția de premier în exercițiu, autorul sesizării Mihai Ghimpu a solicitat la începutul ședinței ca în alta curte să mai examineze suplimentar și decretul președintelui de numire a lui Vlad Filat în calitate de candidat la funcția de premier. În consecință, Curtea a decis că liderul PLDM nu mai poate candida pentru acest post în condițiile în care este suspectat de acte de corupție. PLD-miștii deja se amuză pe liberali care fac rând la Curtea Constituțională. Știi că acum se mai zvonește în țară că domnul Munteanu și domnul Ghimpu au sesizat Curtea Constituțională vis-a-vis de accederea a Lionei Mun în finala Eurovizionului, dat fiind faptul că se proiecta pe rochia ridicată mai mult culoarea roșie decât cea albastră.